Spuneați că oarecum asta înțelegem că putea fi evitat un al treilea val al pandemiei dacă se luau măsuri din timp la Ministerul Sănătății și nu exista acea relaxare despre care ați spus că a fost indusă oarecum populației la începutul anului. Începutul anului trecut spuneam că o pandemie are un an jumătate, doi și are 3-4 valuri. Trebuie să ne așteptăm să existe aceste valuri. Dar depinde de noi cum va fi fiecare val în parte. Din experiențele anterioare, foroștiinții ce spuneau că al doilea val tot timpul va fi mai periculos decât primul, depinde cum l-ai gestionat pe primul. Ei, al treilea val a venit pe un fond de relaxare, dacă mă întrebați. Efortul este și mai mare după o perioadă de relaxare. În condițiile în care, mă repet, a fost un an greu. Un an greu de expunere, de teamă, de spaimă. Să ne amintim că la început, în martie, aveam acea spaimă, teamă și în personalul medical. Am avut zone și focare destul de importante, Suceava, Deva, Neamț, Focșani, Brașov, care au trebuit gestionate și cred că au fost niște exemple pentru celelalte unități medicale și celelalte comunități care au trebuit să înțeleagă că, într-adevăr, trecem printr-o perioadă grea. Cred că, și mă repet, perioada de un pic de relaxare de la sărbătorile de iarnă, atât în populație cât și în cei care mai gestionau respectarea unor reguli, a lăsat ca populația să înțeleagă că suntem destul de bine, iar valul 3 a lovit destul de agresiv. S-a mărit și ziua, mobilitatea a crescut și haide să ne uităm. Tu ce însemnat țara europeană cam la fel a reacționat. Cred că la fel, cum spuneam, există partea de spital și de prespital, gestionarea fiecărei părți separat, dar ajungând la un numitor comun, era esența valului 3. Toată lumea vorbește inclusiv de un posibil val 4. Se poate să fie. Haideți să vedem ce se va întâmpla în această vară și cât suntem dintre noi imunizați. Discutăm de o imunizare care să o avem la 60-70% ca să putem spune că pandemia se termină, dar discutăm pe două planuri. De vaccinare și de cei care trec prin boală. Suntem într-o competiție în acest moment între vaccinare și mobilitatea care duce la transmitere comunitate și efectiv infectarea, apoi boala. De ce nu excludem un val 4? Excludem un val 4, dar mă repet, cum după fiecare val spuneam că depinde de noi cum trecem acest val și cum va fi următorul, la fel îl spun. Avem 2 săptămâni critice. Sunt săptămânile în care, dacă, într-adevăr, ne bucurăm de sărbători, dar sunt anumite precauții pe care le avem, putem spune că peste 2 săptămâni suntem pe panta descendentă și putem să ne gândim la acel timp, 1 iunie, pe care îl spunea premierul Câțu, într-adevăr, de anumite relaxări. E un timp fezabil din punctul dumneavoastră de vedere, 1 Eu iunie? sunt cel care mergem cu pași mai mici. Fiind un chirurg, ca să spun așa, noi mergem cu pași mai mici. Și ne exprimăm oarecum dându-ne orizonturi medii și apoi pe termen lung. În măsura în care putem vedea, de exemplu, astăzi, terapie intensivă la 1430, cazuri noi 2900. Da, ar fi un prognostic bun, o previziune bună, să spunem, pentru peste 2 săptămâni. Dar haideți să menținem linia.